Trei mașini au fost implicate într-un accident rutier marți dimineața. În timp ce se deplasa pe direcția Câmpul Lung-Pitești, șoferul unui Volkswagen Golf a efectuat un viraj la stânga pentru a intra într-o parcare fără a se asigura, fapt ce a determinat să intre în coliziune cu un taxi, un autoturism Logan. În urma impactului, Golful a fost proiectat într-un alt Logan care era staționat. Șoferul care a produs întreg carambolul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost zero. Acesta a fost însă sancționat cu o amendă în valoare de 500 de lei și 3 puncte de penalizare. Pe lângă această sumă, conducătorul auto va trebui să scoată bani din buzunar și pentru reparația celorlalte două autoturisme.